Avem un început bun de campionat, nu zic foarte bun, bun de campionat. Cu siguranță că suntem mulțumiți de tot ce s-a întâmplat până în acest moment. Bine, acest meci în deplasare cu o echipă care, dintr-o zonă în care există spirit, există orgoliu, joacă fotbal foarte bun. Jucătorii de la Malul Mării spun că sunt pregătiți și vor da tot ce pot pentru a se întoarce cu cele 3 puncte. Este o echipă foarte bună, au niște suporteri în spate pe care îi împing la meci la meci, au un antrenor foarte bun și jucători foarte talentați și cu experiență. Nu va fi deloc un meci ușor de câștigat, dar noi ne dorim cele 3 puncte și o să dăm totul pe teren ca să luăm cele 3 puncte. Ne așteaptă un meci dificil cu o echipă care vrea să joace fotbal, dar și noi vrem să mergem să jucăm fotbal, să luăm toate cele 3 puncte. Să marcăm goluri, să facem diferența, să jucăm fotbal, să facem un spectacol, ca să pot spune așa. Noi trebuie să mergem acolo să câștigăm și să marcăm multe goluri. Craiova 1948 FC Faru Constanța se joacă vineri 27 august începând cu ora 21.